Bună seara, doamnelor și domnilor! Ode de la premierul Nicolae Ciucă de Ziua Justiției, fix în toiul scandalului care s-a declanșat după ce jurnaliștii au aflat că premierul ar fi blocat dosarul plagiatului în justiție prin intermediul unei adevărate rețele de judecători. Dan Voiculescu a cumpărat domeniul Știrbei, un palat istoric cu parc care se întinde pe 24 de hectare, în timp ce statul nu a reușit nici până acum să recupereze mare parte din prejudiciul de 60 de milioane de euro. Iar mâine se anunță remanierile, imediat vă spunem cine pleacă din guvern și discutăm și despre un caz care a șocat România în plin sezon turistic. Două atacuri sălbatice ale rechinilor au avut loc în ultimele ore în stațiunea egipteană frecventată și de români, Hurghada. Una dintre victime este o femeie din România. Avem multe subiecte pentru dumneavoastră în această seară. Vă prezint invitații. Cătălin Antohe, jurnalist. Bună seara, bine ați venit, domnule Antohe. Mihai Duță, de asemenea, jurnalist. Bună seara. Bună. Îl salut și pe Mihai Belu, tot jurnalist. Bună seara, bine ați venit. Imediat o să ni se alăture și Gheorghe Alomițeanu, fost ministru de finanțe, pentru că discutăm și probleme care țin de economie. Pentru că noi așa vă anunțasem ceva mai devreme că se pregătesc remanieri în guvern și o să vă spunem și criteriile. Începem cu primul subiect. Astăzi este ziua justiției, doamnelor și domnilor, de la ministrul justiției, la premier, la președintele Curții Constituționale, la președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Toată lumea a avut un mesaj de transmis pentru această justiție, nu-i așa? Atât de contestată în ultima perioadă. Un mesaj care a ieșit în evidență este cel al premierului Nicolae Ciucă, în condițiile în care el se află acum în toiul unui scandal de plagiat. Mai exact, sunt acuzații cum că și-ar fi blocat dosarul de plagiat cu ajutorul unor judecători la Curtea de Apel. O să vă spunem și cine este șeful corpului de control al premierului, tot cu legături la Curtea de Apel București. Haideți să vedem mesajul lui Nicolae Ciucă, premierul României, vorbind despre Ziua Justiției. Marcată în fiecare an, în prima duminică a lunii iulie, Ziua Justiției subliniază rolul actului de justiție al partenerilor instanțelor de judecată și al tuturor oamenilor legii în consolidarea statului de drept. Discuțiile purtate recent cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparență, Vera Iurova, care au vizat progresele înregistrate de România în implementarea recomandărilor din cadrul mecanismului de cooperare și verificare, ne încurajează să continuăm demersurile pe care le facem pentru reformarea justiției. Provocarea este să aducem cât mai aproape perspectiva finalizării procesului de monitorizare a României prin mecanismul de cooperare și verificare, celebrul MCV, și să demonstrăm, atenție mare, că justiția română funcționează 100% pe principiile spațiului de justiție al Uniunii Europene. Așa să fie oare, Cătălin Antohe, încep cu tine, așa să fie oare în condițiile în care niște judecători au blocat dosarul? Exact, ca să legăm subiectele astea mai mult până departe cu justiția română. Avem aici cazul premierului Ciucă, unde s-a vorbit de metoda coperta, astfel încât dosarul să ajungă la anumiți judecători. Metoda o întâlnim și s-a vorbit despre ea mai mult, inclusiv la Curtea de Apel București, acolo grefierul șef, dacă nu mă înșel, sau unul dintre grefieri, este o altă persoană care a fost cercetată în trecut și exonerată, e adevărat, tocmai pentru aceeași problemă. Atât timp cât în marele dosare de corupție apar în continuare judecători aduși cu direcție, și o să dau exemplu, unui mare dosar de corupție, în care doi dintre judecătorii din completul care trebuiau să judece au fost, unul s-a detașat la CSM, unul s-a abținut și în dosar au ajuns ca judecători o doamnă care este soția unui ministru, doamnă judecător, soția unui ministru condamnat pentru corupție în primă instanță. Deci putem presupune că este controlabilă, da? Și un alt judecător care a fost menținut de CSM pe funcția de judecător după ce a fost condamnat cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Deci sunt dosare de corupție în care sunt aduși judecători într-un mod absolut ciudat. Avem o grămadă de dosare în care, iată, s-a descoperit din nou, se copiază, se folosește metoda copy-paste, da? Și de aceea spuneam, mai este mult până departe, până când putem vorbi de o justiție cu adevărat europeană.
Da, îl salut și pe domnul Gheorghe Alămițeanu, vă spunea, a fost ministru de finanțe de la PNT în acest moment. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență și Dan Cristian Popescu de la PSD ni se alătură de asemenea. Bună seara! Bună seara! Bun, imediat ajung la dumneavoastră, Mihai Belu. Cum e cu justiția aceasta care funcționează 100% pe principiile Uniunii Europene? Aseară am vorbit și despre cazul legii avertizorilor de integritate, o lege care a ieșit totalmente strâmbă din Camera Deputaților, în contradicție cu directiva Uniunii Europene. Dar dacă ne axăm strict pe cazul acesta al premierului Nicolae Ciucă, sunt niște acuzații foarte grave, că are o rețea în justiție prin intermediul căreia a reușit să-și blocheze acest dosar de plagiat, care în mod firesc ar fi mers la analiză, la specialiști și oamenii aceia ne-ar fi spus, este vorba de plagiat sau nu este vorba? Eu cred că are niște consilieri care l-au sfătuit prost, rău, greșit. Mă, normal, trebuia să iasă și să spună, dom'le, asta e lucrarea, uite unde eram eu în Afganistan, luptam pentru România, asta este situația, nu să se ascundă în cazul plagiatului. Referitor la justiția noastră, este total nefuncțională. Noi am făcut o prostie uriașă, am copiat sistemul juridic francez și l-am aplicat românește. Nici ăla nu e un sistem funcțional. Săptămâna trecută, francezii au terminat, după 7 ani de zile, procesul în cazul atentatelor teroriste la Bataclan. Deci nici ei nu sunt foarte funcționali și n-au fost niciodată. Nu au o tradiție. Francezii săia care trimiteau oameni în Guiana până în 1970. A fost un mare scandal și la ei pe tema asta. Ăsta e motivul, această copiere a sistemului juridic francez și aplicarea ei în primii ani după Revoluție cu judecători comunistoizi și după aia sistemul s-a perpetuat. Aceste două chestiuni fac ca în momentul ăsta în România să avem un haos în justiție. Procese care durează foarte mult, decizii ilogice. Luați-o numai până de asta. Noi nu suntem în stare în justiție să tranșem problemele legate de fotbal, spre exemplu, care sunt de notorietate. Avem președinte de curte supremă de justiție la comercial, spun de chestii de notorietate, Buda care lua bani de la unul pe care îl judeca, avem procuror și mă refer la Țuluș care lua bani de la unul pe care, care avea 4 dosare la DNA, întâmplător era același în ambele cazuri, dar avem o grămadă de sentințe și vedem, oamenii stau și văd infractori în Italia, văd oameni condamnați în Italia și spun, domnule, de ce nu-i prinde cineva? Păi nici nu știm în momentul de față dacă i-ați vinovat sau nu, la cât de proastă este justiția de la noi și la cât de nefuncțională, și aici mă refer la procese care durează foarte mult. Bun, de-aia și dacă e atât de nefuncțională, cum e posibil ca oameni care au putere de decizie, că o să vă citesc imediat și mesajul președintelui Curții Constituționale și al înaltei curți de casație, nu identifică aceste probleme? Nu spun, iată că sunt judecători care cad în această capcană să fie folosiți de politicieni și să terfelească această meserie de judecători. Sau unii care dau decizii greșite, sau unii care tergiversează dosarele până la prescriere și așa mai departe. Nimeni nu vorbește despre asta. Domnul Ciucă spune că mai degrabă e cazul să ridicăm MCV-ul acesta pentru că justiția zbârnăie. Așa de bine merge că nu mai e nevoie de niciun fel de monitorizare europeană. Acum, cred că aș merge un pic pe ideea lui Mihai Belu. Hai să delimităm un pic lucrurile. Deocamdată știu că a fost făcută o sesizare, mai multe ONG-uri au sesizat CSM-ul și cred că e singura instituție care ar putea să lămurească lucrurile în momentul de față. Da, noi tot vorbim despre justiție și starea ei. Hai să ne aducem aminte atacurile lui Liviu Dragnea asupra justiției și tot măcelul care s-a întâmplat acolo cu larul concurs al clasei politice. Da, da, a plecat Dragnea și a venit Ciucă, păi care face la fel. A plecat, nu știu ce, n-am văzut până acum la noua guvernare, n-am văzut până acum intenții din astea de a pune în libertate pușcăria și, sau de a strica tot ce s-a stricat. Într-adevăr, n-am văzut nici intenția de îndreptare a lucrurilor făcute greșit. Exact. Acum, să spunem că de ce nu face Curtea Constituțională sau nu știu cine din justiție, nu aici. Problema este pur și simplu politică. Legile în România, legile și codul penal și codul civil este votat în Parlament. Nu este făcut nici de judecători și nici de procurori. Dar noi nu generalizăm aici, Mihai Duță. Sunt și judecători care își fac treaba în mod exemplar. Nu generalizăm. Nu generalizăm. Dar în cazul acesta concret, această judecătoare a mai vorbit și aseară în emisiune, care motivează
acea decizie. Acolo e un lucru absurd. Să nu-i stricăm reputația domnului Ciucă. Nu, nu, și că stabilitatea... Cine de stabilitate. Vorbește de nevoia de stabilitate. Sigur că magistrații nu au voie să facă politică, iar din punctul meu de vedere, o astfel de atitudine este o implicare politică. Când tu spui, băi, nu, luăm, hai să punem acum, să luăm și altă... altfel lucrurile. Face, Doamne ferește, un domn politician important, fură ceva sau, nu știu, să-mi bată și omoară pe cineva. Nu, nu lăsăm, nu mai facem nimic pentru că stricăm stabilitatea politică. Nu, legile trebuie să meargă până la capăt pentru toată lumea. Nu există astfel de motivare. Motivarea trebuie să fie în drept, Mihai, pe lege. Aș vrea să intervin pentru că aici sunt și logici. Judecătorii și nu cad de acord, pentru că, în mod normal, au o grămadă de sentințe în care o spun pe aia cu presiunea publicului și publicul să se uite și să vadă că toată lumea e tratată egal și acum o bagă pe asta cu stabilitatea. Sunt două chestii. Pe partea aia, cum era, știi, să vezi aceeași, de, aceeași decizie a instanței în cazul lui Dragnea sau în cazul unui alt, adică nu poți să ai două măsuri. Sau cum spui tu, odată acuză presiunea politică și după aceea ce faci? Spui, nu, mi-e frică de presiunea politică și dinainte mai bine nu mai fac nimic. Sigur că avem și alte cazuri de exemple de presiune politică la nivelul magistraților. Presiune politică cu călcâiul. Am văzut ce s-a întâmplat cu celebra. Și dacă nu fac ce vor politicieni, ce se întâmplă? Sunt excluși de magistratură? Sunt excluși de magistratură și într-un mod discutabil. Uite, dar dacă... e și invers. Aici foarte mare atenție, este și invers. Eu țin minte, în 2016 mă uitam pe sondaje și unde nu ieșea calculul cum trebuie, într-o săptămână, două, vedeam dosar de la DNA în județul ăla. Dosare care multe din ele nu s-au mai finalizat. Da, nu deci, avem nevoie de justiție echitabilă. De asta zic că lucrurile astea ar putea fi lămurite de un CSM funcțional. Da? De un CSM funcțional. Dar când și la CSM vedem fosta componență în care știm cum au ajuns oamenii pe acolo și din societatea civilă și din alte zone. Și avem totdeauna... Ce face CSM-ul ăsta? Ce a făcut ăsta? Mihai, că așa putem să spunem că nici curtea funcțională nu e utilă la modul în care a funcționat în ultima vreme. Mai degrabă ele sunt utile dacă sunt funcționale. Avem nevoie de un SIJ mai degrabă. Că uite-te, CSM-ul nu a făcut nimic în trecut, SIJ-ul nu a făcut. Împotriva SIJ-ului, care SIJ-ul a făcut niște mari abuzuri în justiție. Justiția nu a căutat niciodată să se curețe. Și cel mai elocvent exemplu este cazul, cazul dosarului Băneasa, unde High Court of Justice, cea mai înaltă instanță din Marea Britanie, refuză extrădarea omului de afaceri Popoviciu, refuză pe motiv de suspiciune de, nu, de suspiciune de corupție, se promite o anchetă și iată nu așteptăm. De la spitalul de nebune, adică stai un pic, acolo dacă mă pui, mai provocat un pic. Și tu m-ai provocat cu niște decizii cu Italia. Păi băi, acolo sunt niște interlopi, mă. Sunt în Marea Britanie un interlop, unul din frații Preda, condamnat în România pentru tentativă de omor, negru pe alb, nu există niciun dubiu, un judecător britanic a zis nu, sunt suspiciuni, nu știu, în România. Hai, pe bune acum. În Italia sunt o grămadă de interlopi. Băi, unul e condamnat pentru că a circulat fără permis, dar avea o coadă mai veche. Și trebuia să facă un an și ceva de pușcărie. A fugit și stă bine mersi, face live-uri pe TikTok. Decizia unde la fel în Anglia s-a terminat dosarul un trunaj și ceva și au luat aia pedeapsă și la noi s-a prescris că l-au amânat interesant, vedeți că domnul Ciucă s-a arătat extrem de mulțumit de cum funcționează justiția și că e cazul să se ridice MCV-ul. Păi cum ce era să zică? Să spună, domnule, nu funcționează, iată de ce nu funcționează. Păi Cătălin Predoiu, ministrul justiției, zice cu toții suntem datori să repunem justiția română acolo unde este locul. Adică cum? Nu e în poziția care ar trebui să fie. Dar haideți să ne uităm pe o postare foarte interesantă. Ce a scris Sorina Matei acum ceva zile. Știți cine este șeful corpului de control al domnului premier Ciucă? Îl cheamă Gabriel Silviu Barbu și a venit în guvern lângă premier din postura de judecător al Curții de Apel București. Vă reamintesc că cei doi judecători care au blocat ancheta în cazul plagiatului, tot de la Curtea de Apel București au venit. De la ce secție a venit șeful corpului de control? Surpriză! De la secția contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel București. Adică fix secția curții care i-a rezolvat de două ori până acum furtul lui Ciucă. Odată printr-o motivare absolut halucinantă, ceea ce am constatat și noi, chiar ea plagiată, prin care judecătorul se face de râs, iar a doua oară prin mânărirea grosieră a completului de judecată. Deci vorbim despre o rețea aici, în acest caz. Dacă
cei doi judecători, da, de la Curtea de Apel, șeful Corpului de Control al Guvernului, tot de la Curtea de Apel, tot de la secția de contencios. Domnule, vedeți că toate se leagă? Noi în ce țară suntem? Domnule Cristian Popescu, vă rog. Mă rog, nu comentez modul în care ce alege colaboratorii, dar un legat de câteva de vreme este că de foarte multe ori punem așa în genunchi și așteptăm judecata și orice, îi sorbim orice primim de afară în materie de fie, dar pe de altă parte avem o serie de cazuri enumerate o parte mai devreme, când justiția noastră spune ceva, un infractor este condamnat, iar Italia, Grecia, Bulgaria, râd de noi, efectiv. Și nu mai înțelegem dacă de afară vine lumina în justiție sau nu, pentru că bani ceartă și ne spun că suntem praf și nu suntem pregătiți și mai avem de lucru și trebuie să stăm la coadă, bani spun că suntem prea duri, într-un fel. Și această contradicție ne pune pe gânduri de multe ori. Domnule Popescu, funcționează justiția din România sau nu funcționează? E cazul să ridicăm MCV-ul sau nu? Asta e întrebarea. Sunt încă multe probleme și cred că sunt multe probleme în foarte multe țări. Dar eu văd un pas înainte față de perioadele trecute. Vedem încă decizii contradictorii, vedem încă lucruri de făcut, vedem tergiversări, vedem dosare care durează foarte mult, dar în principiu direcția este cea corectă, în opinia mea. Domnule Alomințeanu, care e părerea dumneavoastră despre ce discutăm aici dosarul domnului Ciucă, cum și l-a blocat cu ajutorul judecătorilor prieteni, despre cum laudă justiția? Păi, e normal, nu? Datorită acestor judecători a scăpat de probleme, deocamdată. Ca prim-ministru trebuia să transmită un mesaj de ziua justiției. Sunt convins că dacă cineva l-a consiliat pe problema aceasta, a greșit. Trebuia să lase acel Consiliu Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor și a Certificării Universitare să lase să meargă pe acea procedură să se apere, cum au mai făcut și alte persoane care au obținut titlul de doctor și au fost supuși acestei verificări și nu trebuia să atace în instanță. Eu cred că era o procedură normală și cred că foarte mulți ar fi apreciat lucrul acesta, să meargă ca o persoană care să facă abstracție că are o funcție și poate să folosească, adică să atace în instanță. Trebuia să lase procedura care era foarte cunoscută și aici cred că era lucru cel mai bun și să se apere, pentru că și-a elaborat teza, a spus foarte clar că a muncit, pentru că e bazată și pe experiența din Afganistan. Legat de justiție, nu putem spune că funcționează. Atâta timp cât jurisprudența nu funcționează în România și vedem că același complet de judecată în cazuri similare dau hotărâri diferite. Așa e. Și așa multe în administrația publică. Era, și vă dau un exemplu. Un primar care a primit un spor pentru atragere de fonduri europene și viceprimarul în dosare diferite, unul a primit o decizie favorabilă, celălalt o decizie nefavorabilă. Deci sunt multe lucruri care discutabile. Tărăgânarea nu se soluționează cu celeritate. Pentru că și ceea ce a făcut Curtea Constituțională, spunând că nu poți să suspensi termenul de prescripție, nu e de vină numai Parlamentul că n-a reglementat. Și în justiție nu s-au tărăgânat foarte multe procese care merg până la 10-15 ani și nu sunt soluționate și lucrurile acestea deranjează și să întrebăm pe românii de rând dacă sunt mulțumiți cum funcționează justiția. Sigur că s-au făcut progrese, nu există pădure fără uscătură, dar cred că niște lucruri trebuie să fie puse la punct, mai multă stabilitate în decizii, hotărârile judecătorie și rezolvare cu celeritate, da, a multor dosare. Ne bazăm pe domnul Ciucă. Ne bazăm pe domnul Ciucă să îndrepte lucrurile, să dea legi corecte, nu-i așa, pentru această justiție. Și să se aplice legile. Care s-a preocupat atât de mult de reputația domniei. Eu nu cred că domnul Ciucă face legile. Legile face Parlamentul și cred că vorbim
foarte sigur de aud și comentariile. Dom'le, e rău ce a făcut. Avem vreo dovadă că acest lanț, există vreo probă că domnul Ciucă sau cineva din stafful lui a pus judecătorii aceia să dea acele sentințe? Nu, aici nu. Avem vreo probă că nu, că vorbim că e cert, că gata, Ciucă are tot lanțul. Nu, două secunde, dar ar trebui să vină cineva la curtea de apel să explice ce s-a întâmplat. Asta da, foarte corect. Și să răspundă undeva, că nu răspunde nimeni din justiție niciunde. Da, vreau să văd ce se întâmplă la CSM, să vină CSM și să spună pe partea de procedură, că am văzut undeva că se cere... că se cere Mihai, reclamația, e cea mai reclamația instituție CSM-ul. Da, mai știu, da, aia e. Adică... Da, Mihai, ești jurnalist de atâta timp, nu-ți ridică niște semne de întrebare. Adică prima judecătoare dă o motivare absolut scandaloasă, da? Da? Al doilea judecător imediat se și pensionează. Eu ca ziarist, sunt dator să găsesc probe. Nu să mă bazez că mi se pare mie. Putem ridica suspiciunea. Dar mai departe, probele, facem noi acuzațiile direct, dar sunt alții care trebuie să găsească probele. Dar eu ca jurnalist, dacă am aceste date, încerc să găsesc probele ca să găsesc tot lanțul de vinovăție. Da, există altfel... suspiciuni? Îți ridică niște suspiciuni? Dar noi, ca jurnaliști, Marius, trebuie să punem, să arătăm, băi, pe lângă suspiciuni, uite legăturile directe. No. Cum a plecat hârtia. Din punct de vedere jurnalistic, ancheta este impecabilă. Altfel scriem un editorial. Dacă avem suspiciuni, scriem un editorial. Din punct de vedere jurnalistic, ancheta impecabilă. A încercat să comunice cu Curtea de Apel București și Curtea de Apel București nu a răspuns. Ne făceam procurori. Dacă nu răspund. Procurorii trebuie să găsească probe. Noi le ridicăm mingea la fileu și... Da, mă rog. De acolo stăți vedem dacă iar în, ceea ce privește ce spunea domnul Ialomițianu mai devreme cu sentințe date de același judecător pe cazuri opuse, e perfect adevărat. Am întâlnit chiar eu un astfel de caz în care i s-a atras atenția unei doamne judecător că s-a pronunțat deja într-o speță similară, una dintre părți fiind aceleași și cu toate că a fost atenționată, a dat sentința exact pe invers față de cea anterioară. Dețin probe, nu-i nicio problemă. Da, da. Hârtiile, poți să le pui în față să le arăți, da? Dar am confirmat ce spunea domnul. Noi prezentăm toate aceste suspiciuni. Telespectatorii noștri pot să judece. În această speță, judecătorii nu trebuia să dea ei un verdict ca plagiat sau nu. Trebuia să lase cercetarea în pace. Asta e cu totul altă discuție. Ba nu e... asta e vorba. Păi nu, despre asta e vorba. În instanță. Asta s-a cerut. E ok. Asta s-a cerut. Ce-am spus mai devreme, că nu e ok să spui că domnule, că tu acum ca judecător vechezi la stabilitatea politică și închizi ochii la o sesizare cu el. Băi, nu se poate așa ceva. Nu, e anormal. Dar ar fi normal să pățească la ceva judecătorul, nu știu. Da, absolut. Să întâmple ceva cu el, să treacă de la curtea de apel la judecătoria politică. Știi că se întâmplă în justiție, se întâmplă din când în când astfel de sancțiuni. Sunt tăieri de salariu, sunt reduse, sunt scoateri din magistratură, sunt chestiile astea. Deci sunt. Iar apropo de asta, știți că cea mai mare condamnare... O are un judecător în România pentru corupție, e judecător moldovan, 20 de ani. Și pentru ce? Exact, chestia asta pentru manipularea sistemului în același timp. Da, știi că are 20 de ani, e un judecător moldovan care are două condamnări. Și în același timp am avut un caz la judecătoria Vălenii de Munte, în urmă cu ani, în care un judecător cercetat pentru că a luat mită un camion cu lemne și doi viței, a fost amendat de DNA administrativ, deci nu penal, și ulterior a ajuns președintele judecătoriei Vălenii de Munte. Bine, în cazul lui Moldovan, tot am auzit vorba, el neavând niște fapte spectaculoase și fiind acolo pe un fel de topogan de ăsta, care vorbim noi în justiție, trebuie menționat. El era a ajuns la 22 de ani de zici că a vândut România la bucată. Bun. La mulți ani de Ziua Justiției, noi zicem la modul cât se poate de sincer, sperăm ca justiția să funcționeze mai bine de acum înainte. Să mergem spre un alt subiect, tot în zona asta ne învârtim, cu justiție, cu sentințe, cu recuperare de prejudicii. Vorbim despre o achiziție interesantă pe care a făcut-o Dan Voiculescu, mai exact trustul pe care îl controlează, intact. A reușit să cumpere domeniul Știrbei, un domeniu de 24 de hectare, din care 18 este un parc cu arbori seculari, da?
Iată și o postare care confirmă această achiziție. Domeniul Știrbea a fost achiziționat de către grupul Intact. Media Group a cumpărat așa. Cu această ocazie felicit pe doamna Camelia Voiculescu și întreg trustul Intact. Bun. Ce s-a întâmplat este că Palatul Știrbei a fost scos la vânzare de lichidator la un preț de pornire de 7.950.000 de euro. A fost un anunț postat de Euro Insol, lichidator judiciar al debitoarei Bucharest Arena, compania care deține Palatul și domeniul Știrbei. E vorba despre domnul Remus Borza. Dacă vă aduceți aminte de el, a fost și prin PNL și prin ALDE. Bun, prețul, nu-l știm cu exactitate, s-a pornit de la 7.950.000. Vă spun că este un domeniu istoric, un domeniu extraordinar și mai punem și în paranteză faptul că domnul Dan Voiculescu nu a reușit să-și plătească către stat acel prejudiciu de 60 de milioane de euro din dosarul ICA. Vedeți imagini din curtea domeniului Știrbei, acolo e de fapt cel mai mare domeniu unde se fac evenimente în acest moment în România. Este o achiziție foarte importantă. Cei care au cumpărat inițial în 2006 acolo voiau să facă hotel, voiau să facă mai multe restaurante. Până la urmă a venit pandemia, da, și s-a dus totul de răpă. Acum noul proprietar este așadar Dan Voiculescu. Mihai Duță. Sigur că am o problemă cu chestia asta, pentru că eu, dacă am datorii la fisc, nu pot să mai cumpăr nici o mașină de spălat. Mă rog, în bine, ghilimele, compania domniei sale a cumpărat. Compania controlată de fica domniei sale. Sigur, că el e un simplu pensionar, domnul Dan Voiculescu. Tot vorbim de la începutul emisiunii. Plătește 30% din pensie lunar. Da. Vorbim, da, că atât are doar pensie. Da. Singurul său venit e pensia și plătește 30% din pensie și probabil că trebuie să trăiască 2000 de ani ca să poată să acopere. Dar aici ajungem la, de fapt ajungem la ce vorbim de la începutul emisiunii, la dubla măsură. Dubla măsură care se aplică cu totul altfel milionarilor și cu totul altfel nouă, oamenilor de rând. Încă o dată, dacă n-ai plătit nu știu ce impozite, trezești cu conturile blocate, cu toate cardurile blocate pentru 3 lei. Trebuie să-i duci pe aia 3 lei, că altfel, dacă ai câteva zeci de milioane și le-ai pus pe altă firmă pe care ai dat-o un verișor, toată lumea se face că nu vede și, bă, uite, numai om curat. Avem vorba aia, o televiziune care funcționează așa. Plimbată după, i-a schimbat denumirea într-o dimineață și nu mai are nicio datorie și merge bine, mersi, în continuare. Dar nu, ăsta cred că e cel mai slab sau cel mai subțire exemplu. Avem exemple cu oameni care au datorii la stat sau, da, datorii la stat în principal. Deci, ei sunt în proces cu statul. Sunt în proces, cum vorbeam mai devreme, de 20 de ani și după 20 de ani își dau seama că s-a prescris și s-a terminat. În schimb, dacă unul dintre noi, repet, n-are o amendă plătită de la parcare, că poate ai uitat sau poate ai pierdut-o. Țineți imaginile, da, ca să vadă oamenii domeniul Știrbei. Rămâi, toată lumea a avut ocazia să ajungă acolo. E un domeniu. E un domeniu minunat, într-adevăr. Trebuia să ajungă la o casă de nobili, da. Asta era. Înțeleg că și licitația a fost făcută așa, cam pe silențios, să zicem. Dar vă dați seama ce insula iubirii o să iasă acolo la domeniul Știrbei. Adică de când am auzit știrea, nu pot să mă abțin cenoră pentru mamă sau nu știu, că nu-s la curent astea care unde sunt. Pe de altă parte, să știi că și în America e la fel. Mă uitam tot la fel, ăia bogați plătesc impozit zero. Google-ul, spre exemplu, mare companie, Facebook-ul, au niște impozite astea modice, țin banii pe afară prin niște insule și fac investiții și cumpără, iar în rest au niște taxe dacă în America îți vinzi, mori și lași casa la copii, da, trebuie să o vinzi, că ăla, copilul trebuie să o vândă, să plătească jumate, că atâta-s taxele. Dar Google-ul, dacă pierde un proces și are de plătit 15, 20, 100 de miliarde, îl plătesc, Google-ul sau... Stai un pic că sunt pe pensie, apare... Da, dar să știi că la... Eu sunt pe pensie, am pensie de 1000 și plătesc... La cerulaj are nefiscalizat un proces de la 200 de milioane, e o bagatelă. Ok, dar îl plătesc.
Nu se pune problema. Arun, categoric. Când dacă s-a dat sentința azi, mâine s-au retras banii. Bine, dar până la urmă e problema de Dan Voiculescu că nu și-a plătit asta sau e problema statului că nu e în stare să recupereze, pentru că înțeleg că erau niște proprietăți pe care le putea scoate la vânzare să-și recupereze prejudiciul. Bineînțeles că e problema statului. Dar nu e în stare. Nu e în stare statul român. Și aici ajung la ANAF, care bate toba de câteva luni, că se duce peste manicuriste, peste profesori, se duce peste videochatistele alea și peste cei care au milioane, zeci de milioane de lei de dat la stat. Nu se duce nimeni. Domnule Ialomițianu, păi cum vine asta? La câte manicuriste trebuie să te duci tu, ca ANAF, ca să faci 60 de milioane de euro cât ai luat doar de la o singură persoană? Eu am discutat cu președintele ANAF, domnul Heiuș și Lucian, și i-am spus că dacă vrea să recupereze bani mai mult la buget, trebuie să atace marea evaziune. Dar legat de scoaterea la vânzare a unor bunuri pentru recuperarea prejudiciului de la domnul Voiculescu, am înțeles că a făcut demersuri. Iar are posibilitatea ANAF-ul să verifice proveniența banilor utilizați pentru cumpărarea acestui domeniu. Are posibilitatea prin bănci să vadă dacă se compare veniturile cu capitalul. Și are această posibilitate, iar Ministerul Justiției poate, pentru că are o direcție de recuperare a prejudiciilor, să urmărească dacă banii respectivi ai cui sunt. Dacă provin, sunt ai domnului Voiculescu sau al altei persoane. Se poate merge și pe dar era vorba de confiscare extinsă, nu? Aici, în cazul acesta, domnul Voiculescu e un simplu pensionar și fiica domniei sale controlează un imperiu financiar și statul cum le vede? Le vede separat, nu? Aici trebuie verificat dacă, de exemplu, acele bunuri care sunt în proprietatea doamnei Voiculescu, Camelia Voiculescu, a avut o legătură cu faptele pentru care a fost condamnat inițial sau proveniența fondurilor companiei în legătură cu domnul Voiculescu în trecut. Și dacă s-a verificat, la ce concluzie s-a ajuns? Că nu e nicio legătură între Camelia Voiculescu și imperiul financiar. Da? Dacă nu există legătură, sigur că ANAF-ul nu poate să facă nimic. Să mai spunem că ne bazăm pe informația domnului Borz aici, care e foarte bine informat, din câte știu încă nu există o confirmare oficială asupra faptului că Dan Voiculescu a cumpărat, dar ținând cont de faptul că firma care a deținut până acum Palatul Știrbei a intrat în faliment și s-au scos bunurile la licitație, sunt convins că domnul Borz are informații bune. Da. Domnule Popescu, cum e cu marile prejudicii nerecuperate de statul român și cum e cu acești oameni care au făcut milioane în România, care au plătit și taxe, nu știu exact ce taxe a plătit această companie, dar totuși vorbim despre prejudiciile acelea nerecuperate de către statul român, iar compania acestui domn, Dan Voiculescu, face în continuare investiții extrem de importante. Eu nu știu exact ce a spus justiția cazul Voiculescu, dacă are legătură acea decizie cu averea familiei, a fiicei sau a fiicelor. Dar, într-adevăr, există o frustrare în rândul oamenilor de rând atunci când se vorbește de impozitarea micilor sume din meditații, din diverse alte lucruri, iar pe de altă parte cei care au de dat sume foarte mari sunt cumva amenajați. Deci, acest lucru produce frustrare și nu este normal. Ar trebui să fie tratați toți oamenii la fel, cei care au de dat, mă rog, și cei care au de primit. Da, n-are curaj statul român să-și recupereze prejudiciile sau există și un interes politic sau o protecție politică la cel mai înalt nivel? Eu nu cred. Nu știu, repet, cum sună decizia. Dacă e o confiscare extinsă, dacă are legătură cu familia, poate banii familiei, banii fetelor sunt dinainte de acea decizie la ele și atunci nu se poate face o legătură între acea confiscare, acel prejudiciu cu banii familiei. Deci nu am aceste informații. Sunt convins că, știți cum e, dacă voia cineva să ascundă o afacere, putea să facă trei offshore, nu știu ce parte din lume și să cumpere, să nu se mai știe. Dar
În moment ce a cumpărat, într-un mod oarecum transparent, fata, sau dacă a cumpărat, înțeleg că nici această informație nu este 100%, dacă a cumpărat, înseamnă că probabil că e o separație între cele două averi și nu are legătură cu acea recuperare de prejudiciu. Da, interesant cum privește statul român. Așteptăm ca domnul Heiuș de la ANAF să se ducă peste manicuriste, să se ducă peste cei cu bolizi, peste cei cu vacanțe. La OnlyFans. Vacanțe all inclusiv. Da, iar mari, pentru că nu e vorba doar de Dan Voiculescu, care nu și-a plătit prejudiciul, sunt și alții care se eschivează. Cei de la ANAF cred că știu foarte clar, de vreme ce au făcut și o socoteală, de exemplu, că sunt 20 de miliarde sifonate chiar de persoane fizice, știu exact sumele, înseamnă că știu exact și persoanele, dar nu ne ducem acolo pentru că ce? Să intervin 20 de secunde. Ar fi grav dacă cei de la ANAF și cei de la direcția aceea de recuperare a prejudiciilor nu ar acționa, pentru că unele se prescriu și tot riscul este ca ei să plătească, pentru că cei de la Curtea de Conturi verifică, pentru că dacă nu recuperezi prejudiciul într-un termen, sigur că răspunzi și e răspunderea materială din partea funcționarilor. Da, luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și revenim și cu alte informații extrem de interesante. Mâine ar trebui ca premierul Ciucă să anunțe dacă face remanieri în guvern. Sunt câteva nume de miniștri pe lista neagră. Înțelegem că a făcut evaluarea. Toți miniștrii și-au atins jaloanele acelea din PNRR. Interesant că majoritatea și le-au atins în ultima zi, adică vineri. Da? Și luni se anunță rezultatul. Pauză și ne întoarcem. Bate vânt de remaniere, doamnelor și domnilor, la Guvernul României. Luni, adică mâine, premierul Ciucă va anunța ce rezultatele evaluării, nu-i așa, pe care a făcut-o până acum. Înțelegem că sunt câțiva miniștri pe lista neagră, Ceche Otilo, ministrul dezvoltării, pentru că sunt în continuare nemulțumiri în legătură cu programul Angel Salini. Cei de la PSD și PNL sunt foarte nemulțumiți de cum s-au împărțit banii pentru canalizare și străzi, nu-i așa. De asemenea, domnul Virgil Popescu, ministrul energiei, nici el nu stă foarte bine, extrem de contestat și de către PSD și chiar în interiorul PNL are ceva probleme. Domnul Dâncu, de asemenea, este destul de contestat, a venit la un moment dat cu o propunere să crească salariile în salariile militarilor și a personalului din MAPN, lucru respins sau, mă rog, privit ca o surpriză de către domnul Ciucă, deși înțelegem că sunt plecări masive din armata română, sunt niște salarii derizorii acolo la militari, pornesc la 2300 de lei. În condițiile în care vedem că avem un război la graniță, ne trebuie o armată puternică, deși noi ne bazăm în acest moment mai mult pe sprijinul partenerilor din NATO, nu-i așa? Au fost o felul de anunțuri că vin mai mulți militari din NATO în România, dar ce facem cu armata noastră? Acesta ar fi un motiv de nemulțumire din partea domnului Ciucă în ceea ce îl privește pe domnul Dâncu. Mai sunt și alte subiecte care l-au nemulțumit, chiar pe președintele Klaus Iohannis în legătură cu domnul Dâncu, o eroare de comunicare, cum că Marea Neagră ar fi blocată de mine. Nu știm dacă chiar e un pretext, pentru că și Nicolae Ciucă a făcut destule gafe, inclusiv că în România nu se fabrică motorină, deși, așa cum se știe, există rafinării care fac motorină. Sunt foarte multe crize în România, în perioada următoare, care trebuie gestionate de o echipă puternică, de oameni care să nu se lovească de tot felul de contestări în interiorul coaliției, numai că e foarte greu de făcut acest lucru. Mihai Duță? Eu parcă văd că lumea... Ai și alte liste pe... Ai și alte nume pe listă? Da, eu am numele mele proprii, numele pe care le văd eu pe lista mea. Dar eu cred că luni o să fie așa o pace și poate doar pe domnul Ceche Otilo să-l schimbe. Și poate pe domnul Eduard Novac, pe care chiar asta ar trebui să-l schimbe. Să spun eu. Dar știi ce se va întâmpla? Nu o să aibă săracul cu timp să stea cu doamna aia toată ziua, mai să chinui, să o aducă din țară, să
își petrecă timpul împreună în mod constructiv, desigur, și în interesul ministerului. Dar eu am și scris pe ideea asta, știi, de fiecare dată când e, parcă văd că de fiecare dată când e o criză în România și trebuie să, domnule, trebuie să facem ceva, să facem economie, ce schimbă pe ăla de la sport și mai tai niște bani de la sport. Ba, și după aici, gata, am rezolvat, restul toți au bani să facă ce făceau și până acum. Adică nimic, pentru că dacă luăm minister cu minister, o să vedem că nu s-a întâmplat foarte mare lucru, dar parcă văd că dacă nu au ceva cu UDMR-ul, cum tot se aude de ceva vreme că PSD și PNL ar vrea să scape de UDMR de la guvernare și o să scoată pe domnii ăștia, de fapt acolo miza e Ministerul Dezvoltării, ăsta, Ministerul Sportului e... Era pachet, dau și o ciungă. Știi? Dacă schimbă pe cechiul, rămâne tot la UDMR. Nu e nicio UDMR. Problemă. Da, dar poate că se supără și cine știe cum să mai certe și așa mai departe. Dar încă o dată parcă văd că o să fie un fâs și o să-și dea seama că totuși a funcționat foarte bine. Și atât armonie am văzut, am văzut în ultima jumătate de an. Dacă vezi doi domni, unul de la PSD și unul de la PNL, într-o emisiune, sau, mam, e o armonie între ei, doamne, și eu vă mulțumesc, dar și eu vă mulțumesc, dar ce bine ați făcut acolo, e extraordinar. Stabilitate, Mihai. Exact, ai punctat super, Popescu, ce știți despre remanierile astea? Cine pleacă din guvern? Cine ar trebui să vină? Mai e și la Ministerul Agriculturii un loc liber de ocupat? Înțeleg că tot de pe la Olt ar veni, tot... Păi uite, vezi acolo, o să zic că, domnule, trebuie să restructurăm, să facem ceva, nu mai poate să stea domnul Grindeanu și la agricultură, trebuie să... Aici sunt de acord. Domnule Popescu, ce știți despre remanieri? Poziția a fost clară de la început. Premierul este cel care evaluează miniștrii. Acum este premier domnul Ciucă, dânsul trebuie să spună cine rămâne și cine pleacă. Nu este supărare, dânsul are criteriile, dânsului este prim-ministru. Când se va pune problema, va anunța coaliția, în primul rând. Păi nu se discută în coaliție înainte de remanier? Păi da, își face analiza în coaliție și spune, uite, aș vrea să-l schimb pe X, Y de la fiecare partid, sau doar de la un partid, sau cum face dânsul. Sperăm și bănuim că nu are criterii politice, doar de performanță. Dar da. PSD-ul a decis și nu o să fie la agricultură? Nu este o decizie luată în partid. Domn Barbu din Olt. 6 variante, mă rog, probabil mâine în ședință sau de conducere sau... Care sunt cele 6 variante? Conducerea are atributul de a fi le spune. Să-l lase, cred, deocamdată. Nu mai spune la nimeni, spuneți-ne doar nouă. Nu neapărat la nu sunt eu în poziția să anunț un viitor ministru sau care sunt variantele. Deci în urma evaluării premierului în coaliție se pot face schimbări în guvern. Da, ar fi nevoie de un aer proaspăt, mai ales că măsurile din ultima perioadă n-au fost extraordinare. Dar o să deschid geamul, spun asta. Domnul Boloș spune că toate ministerele de linie au depus documentele care fac dovada îndeplinirii jalonelor. Evaluarea aceasta se face mai ales în funcție de PNR. Ce au făcut miniștrii dacă au reușit să depună niște documente, înțelegem. Noi așteptăm să se facă niște lucruri concret, pentru că PNR-ul acesta nu se întinde decât până în 2026, nu? Deci mai sunt doar 4 ani. Dacă noi tot plimbăm niște documente la nesfârșit, s-ar putea să ratăm banii. Pentru că uitați ce spune Corina Crețu, care a fost comisar european, este europarlamentar și face o analiză destul de dură, deși miniștrii domnului Ciucă se laudă că stă în grafic și că nu știu ce, noi avem informații că ei de fapt le-au depus vineri, în ultima zi, pentru că știau că urmează evaluarea și că luni s-ar putea să zboare din funcție. România este una dintre țările care se confruntă cu o lipsă acută majoră de proiecte mature. Foarte multe dintre proiectele care erau avansate au fost transferate pe PNRR. Deci nu aveau nimic, de fapt. Ce mai era pe la Ministerul Fondurilor Europene, niște proiecte în stare avansată, să spun așa? Voi mai țineți minte cu acisul comunitar? Când spuneai cu acisul comunitar era așa, era o chestie comună deja. Când am aderat la Uniunea Europeană, noi aveam de făcut tot așa, aveam niște stegulețe, niște jaloane, cum sunt acum.
ce erau jaloanele alea? Luam legea din Franța, o copiam, o traduceam, o treceam prin Parlament rapid și spuneam, am îndeplinit un steguleț. Dădea un minister, un ministru, un ordin de ministru, pac, zicea, am mai îndeplinit un steguleț. Așa e și acum, jaloanele astea care le îndeplinesc ei sunt un fel de aliniere legislativă. Am înțeles că trebuie făcute reforme. Reforma pensiilor, reforma sistemului de sănătate, reforme peste tot. Suntem într-o situație gravă. Vă rog, domnule Ialomițean. De exemplu, s-au luat proiectele de la programarea bugetară 2014-2020 și s-au trecut pe PNRR. Iar să pierd 10 miliarde de euro din acea programare, și am ascultat-o pe doamna Corina Crețu, care a fost un comisar european foarte bun, dar numai PSD-ul n-a vrut să asculte în timpul guvernării. Deci să pierd acei bani. La PNRR sunt vreo 3 miliarde și 3,4 miliarde de euro stau la Banca Națională și nu sunt folosiți. Nu s-a deschis programarea bugetară 2021-2027. Încă nu s-a încheiat acordul. Deci aici trebuie să-i analizeze pe miniștri. Cum atrag fondurile europene? Pentru că îmi pare rău. Domnul Boloș îmi pare bine că e un mare specialist, dar cu ce vine domnul Boloș? Cu două lucruri care nu spun că nu sunt importante. Mă refer la vouchere pentru a alege 50 de euro și rediscutarea PNRR-ul pentru... Domnule, de ce au angajat, domnul Boloș a angajat la Ministerul Fondurilor Europene 500 și ceva de oameni, dacă de fapt înțelegerea e următoarea. Care urma să primească și prime. Toate proiectele, tot ce aveți voi lucrat avansat prin ministere, le treceți repede pe PNRR și pe celelalte le lăsați descoperite. Și ia-ți bani. Păi și ia-ți bani, normal. Tocmai ne spunea domnul Ialomițeanu că se pierd miliarde. 9,4% legat de bugetul de asigurări sociale, unde am discutat cu domnul Boloș. E foarte greu de obținut. Degeaba ne spună cei de la PSD că se rezolvă. Știți de ce a fost pus acel procent 9,4% în PNRR? Pentru că cei de la Comisia Europeană nu mai aveau încredere în guvernele României, pentru că măreau peste noapte cheltuielile permanente cu salariile și pensiile în mod nesustenabil. Și noi am ajuns cu un deficit de aproape 10% în 2020 din cauza că aceste cheltuieli nu erau susținute financiar. Și noi suntem în procedura de deficit excesiv din cauza acelor legi care nu erau, nu au o susținere financiară. Crede domnul Ciolacu că merge și discută cu comisarul pe muncă și rezolvă problema? Trebuie ministrul de finanțe, ministrul muncii și domnul Boloș, ministrul fondurilor europene, să meargă cu altă soluție pentru a înlocui 9,4%, pentru că cei continuăm de la Comisia Europeană nu se joacă. Continuăm discuția după o scurtă pauză despre ce se va întâmpla mâine la Palatul Victoria. Așteptăm să vedem cine pleacă, cine vine și ce se întâmplă cu acest PNRR, pentru că doar bifarea unor jaloane, fără să vorbim clar despre niște reforme, s-ar putea să nu fie suficient pentru atâția bani europeni.